Băieți, dimineața asta, deci o să vă arăt ce mi-am luat aici de mâncare. O să vă și povestesc pe gen ce am pățit înainte să vin în concediu cu poliția. Dar hai să vă arăt aici ce mi-am luat de mâncare astăzi. Mi-am făcut o umblețică, bine, mi-a făcut-o băiatul ăla de acolo. Nelipsita pâinică, care deja se întărește. Am luat niște cârnați, brânză, niște șuncă. Și cam mai nelipsitul nostru suculeț. Așa, să punem asta aici. Să mâncăm împreună, dacă vrea cineva să asiste la povestea asta frumoasă, să-și ia și el ceva de mâncare. O să povestesc așa, dar o să și mănâncă. Mi-e cam foame, sincer. Ce bună brânza asta de capră. Fix înainte să plec în concediu câteva zile, eram la muncă. Aveam foarte mult de muncă acolo înainte să plec de concediu, că n-am. Și îmi sună telefonul. Răspund și se prezinte că e ceva inspector de la poliție și că pentru colegii lui de la Giurgiu, nu știu ce dosar penal, nici nu prea înțelegeam, nici nu am înțeles cine a zis că e sau ceva. Am înțeles dosar penal, tutun și că trebuie neapărat să ne vedem. I-am spus că o să ne vedem în următoarea dimineață. A acceptat omul. Mi-a pus mai multe întrebări la telefon. Dacă așa e, ce zic ea, dacă... Și a doua zi dimineața, bine, până să mă duc, m-am mai sunat o dată. Domnule, sunteți sigur, nu știu ce. Deja mă enervasem eu pe el. Și am spus, da, domnule, dacă am zis o dată că așa e, așa e, nu mai tot suna. Am zis că vin dimineața, vorbim acolo, vin dimineața și vorbim. A doua zi dimineața m-am dus acolo. Între timp m-am gândit. M-am gândit între timp, băi, dacă e o țeapă ceva. Adică nu o țeapă, o păcăleală, cineva are chef de glume. M-a sunat, îmi știa numele, bine, să știa polițistul, îmi știa numele. M-a sunat și îmi știa numele, îmi știa tot. Numărul de telefon, adresă. Da, nu știam sigur ce o fi păcăleală, zic, bă, mă duc dimineața acolo și văd. Mă face cineva să mă duc până acolo degeaba, na, trebuia să întârzi de la muncă, că era, na, la 8 dimineața trebuia să ne întâlnim. Așa că a doua zi dimineață am pregătit să mă duc la poliție, ce era să. Mă duc la poliție. Îl sun pe, de fapt el m-a sunat. Eu eram întuns pe poliție. M-a sunat fix la ora așa, 8 fix. Domnule, veniți, nu știu ce, era. Și că era speriat. Când m-a sunat el la 8 dimineața, mi-am dat seama, zic, bă, n-are cum să fie vreo țeapă ceva. Treaba e sigură. Așa că i-am dat bice spre poliție și am ajuns acolo, l-am sunat, a zis că coboară imediat și a coborât după mine.
Era un băiat tânăr, nu știu, avea vreo 30 de ani. Eu seamă cu mine, gen. M-a luat sus. Uite, mi-a căzut o pânză în farfurie. Am avut stricat în salată pe aici. Am mers sus, acolo la el. M-a băgat într-un birou. Odată ce am pășit în biroul ăla, mi-am pierdut încrederea pentru tot ce înseamnă poliție. O să vă povestesc și de ce. Erau niște birouri atât de vechi de pe vremea lui Ceaușescu. Clar de pe vremea. Și Poliția Municipală Pitești. Niște birouri foarte, foarte vechi, foarte urâte, neamenajat nimic. Parcă a intrat într-o baracă din aia de muncitori, nu știu dacă știți. Erau acolo numai băieți, toți tineri. Aia că nu-i interesa pe ei. Fiecare inspector de acolo, cred că erau toți inspectori, aveau câte un laptop. Dar când am văzut în ce condiții lucrează, a fost doar un... Adică, pur și simplu, mi-am pierdut încrederea că oamenii pot să facă ceva profesional în condițiile alea. Bineînțeles, nu e vina lor sau ceva, asta e România. M-a luat băiatul ăla, cum se numește, inspectorul, mi-a citit din nou toate alea, pentru că eu trebuie să dau o declarație. Era un dosar penal. Despre o cantitate mare de tutun. Totul se întâmplă într-o perioadă mai lungă, în care eu aș fi avut relații cu un anumit, nu o să-i dau nume sau cea, că nici nu știu acum. Că aș fi avut ceva relații cu omul ăla. Așa că i-am dat declarația. I-am spus tot ce... Exact cum a fost, nu... Mă uitam la polițist. Avea polițistul un dosar cu o singură foaie în el. Era un dosar albastru cu o singură foaie în el. Foaia ruptă, răsplăzită, parcă a trecut pe la toată poliția dosarul, da? Și... Aia, declarația, am vorbit cu el. Mi-a pus întrebări. În dosarul a figura adresa de la firmă, gen unde lucrez eu. Era adresa mea de acasă. În schimb era numele meu, numărul de telefon. Și da. Acum ce să vă zic eu? Polițiștii, prin întrebările astea ale lor, parcă voi o să mă bage vinovat acolo, știi? Mă tot întrebau același lucru, dar prin căi diferite, știi? Parcă voi au ei să... Nu știu. Oricum... Nu se întâmplase nimic. Ok, aș fi tu ceva. Nu mai vrei să mănânci nimic?
Este pepene ce-o. Asta vrei. Mai am ajuns să fac cafea, să mănânc și eu. Am terminat declarația, am semnat-o. Avea și greșeli de ortografie. Nu i-am mai zis de greșeli de ortografie, că n-a. Am zis că e de polițist. Trebuie să știe mai bine. Aveau și anumite greșeli în ea. El a scris-o ce am zis eu. Păi eu știam eu să o formulez așa, eu n-am formulat-o... Ți-a dat să citești de pară? Da, mi-a dat să o citești și o semneze. Și... eu îi zisesem că... am număr de telefon... e prin 2007 sau ceva de genul. El a scris că e mai vechi de 5 ani numărul. I-am zis, gine. I-am zis că sunt mai mulți ani de la... din 2021 până în 2027, până în 2007. S-a scuzat. Crezând că a auzit, adică spunând că a auzit 2017 sau cea de genul. Da, e interesant că nu cred că avea vreo informație, vreo importanță treaba asta. Așa. Cam asta a fost. Asta am pățit fix înainte să plec în concediu. Când am fost eu la poliție? Joi? Sau miercuri? Miercuri, da. Da. Sau joi? Nu, joi. Eu știu că a fost chiar înainte să... Deci am fost joi la poliție și în weekendul următor am plecat în concediu. Da. Ce o să se întâmple pe viitor, poate o să povestesc într-un alt clip, în ce, dacă vreți partea a doua, cum ar veni. Să vă povestesc mai detaliat ce care a fost faza, de fapt de ce m-a sunat pe mine, de ce m-au chemat pe mine la poliție, pentru că n-am spus-o în video ăsta. Am terminat și masa, băieți, așa că să încheiem vlogul aici, să mă duc să-mi iau și o cafeluță, poate și ceva prăjitură. Și noi... tot umblă pe aici, umblă unul cu o mapă de invitații. Noi ne auzim în următorul vlog, băieți. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut. Sper că ați mâncat și voi în același timp cu mine. Vă pup pe toți și ne auzim în următorul vlog. Salut!